Ministrul Economiei Virgil Popescu a precizat în cadrul unei conferințe de presă că jumătate din măștile de protecție împotriva coronavirusului cumpărate de români nu oferă nicio siguranță. Sunt ușor uimit și dezamăgit de calitatea produselor, calitatea măștilor de protecție aflate pe piață în acest moment. Și dacă v-aș spune că aproximativ jumătate din măștile care se găsesc în comercializare în momentul de față, în rețelele de distribuție, și aici vorbim hipermarketuri, rețele de farmacii, depozite la importatori, nu respectă, adică nu ne protejează, poate că cei care exagerez, dar asta este realitatea și vreau să dau un semnal foarte clar că acest lucru trebuie să înceteze. Nu putem să punem și să acceptăm ca să fie puse în comercializare măști care nu protejează populația. Au fost oprite de la comercializare de către inspectorii ANPC, s-a făcut tot ce este posibil, s-au dat amenzi de 18 milioane de lei. În momentul de față, măștile care sunt pe piață sunt conforme. În luna noiembrie, ANPC a emis noi alerte pentru astfel de produse. Ministrul a precizat că măștile neconforme sunt cele din import. Ca absolut toate măștile care sunt neconforme sunt măști din import și vreau să le spun românilor că avem peste 16 companii care produc măști, au o asociație a producătorilor de măști românească care afirmă că pot să asigure întreaga capacitate și lucrând la capacitate poate să asigure întregul necesar de consum al României și sfătuiesc să caute produse românești. O să luăm o decizie și o să se emită un ordin să se spună foarte clar, aceste măști nu asigură protecție anti-COVID. Oamenii trebuie să știe când cumpără că dacă acel produs este pe raft și se spune mască, el nu este o mască care protejează. În urmă cu o săptămână, ANPC a emis o nouă alertă pentru 4 tipuri de măști neconforme în România, printre care și unele pentru copii.